Proiectul de trecere a patrimoniului administrației domeniului public și privat și serviciului public de asistență socială Mangalia în administrarea primăriei a fost votat doar de către consilierii PNL prezenți în sală. S-au opus trecerii aleșii PSD, ALDE, UNPR și PMP. Potrivit inițiatorului, proiectul ar fi putut trece cu 10 voturi din 19, timp în care aleșii de opoziție au susținut că, fiind vorba despre bunuri imobile și mobile de patrimoniu, potrivit legii ar fi fost necesar un vot cu 2/3 din numărul consilierilor în funcțiune. Orice jurist care a trecut printr-o facultate de drept va susține și nu va greși când va face această susținere că doar procedura este schimbată, actul care și legea care... Nu o să folosiți legea 18, de exemplu, pentru reconstituirea unui drept de proprietate pentru un titlu din 1991, forma din 2016. Nu se poate! Nu e prima hotărâre care se adoptă cu încălcarea legii. Câte hotărâre am trecut ca până acum? Câte sunt atacate în instanță? Pentru că noi votăm și vedem ce o să iasă. Asta este altă discuție. Asta e altă discuție. Hai să votăm legal. Unde face trimitere punctul 1. Proiectul nu a trecut de girul majorității consilierilor locali. Discuția prinse a început și pe marginea unui raport al Curții de Conturi în care se arată că la ADPP Mangalia s-ar fi produs numai cu iluminatul public din localitate un prejudiciu de aproape 15 miliarde de lei. Dar veniți repetat așa ca să închidem ADPP-ul respectiv că 14.800.000 de lei. Aici sunt problemele, domnul Sorin, nu probleme care le spuneți dumneavoastră să ridicați mâna, să votați cu orice preț. Cearta consilierilor a fost aspru sancționată de cetățenii aflați în sala de ședințe. Vă vede o lume întreagă, să zic, văd camere de luat vedere aici și atâta lume aici care probabil și noi suntem niște oameni, nu niște... Să stăm să asistăm la mizeria dumneavoastră. Fiecare care am venit aici avem probleme, drept pentru care vă rugăm noi frumos de aici, din public, să aveți dumneavoastră o atitudine corespunzătoare și să fie o ședință, nu o mahala. La ședința de consiliu au participat și peste 15 cadre didactice ale grădiniței numărul 3, care i-au rugat pe aleșii locali să nu dea curs unei adrese înaintate de Primăria Mangaliei Inspectoratului Școlar Județean, prin care se cere desființarea unității de învățământ și subordonarea școlii numărul 3. Nu ne batem cu ei în tălpi cu primarii. Ce au propus ei în curtea lor, noi suntem de acord cu ei. Dar voi puteți schimba lucrul acesta cu dovezi și argumente solide în Consiliul Local. Orice primar poate să facă lucrul acesta, dar votul final îl veți avea dumneavoastră. Consilierii locali au promis că se vor apleca asupra acestei probleme și că la viitoarele discuții privind desființarea grădiniței numărul 3 vor invita și cadrele didactice.